Până atunci îi vom da legătura colegului nostru Ștefan Leca. Vă spunem și că Andrei Căpușan de la CS Autopenist, al patrulea jucător, însă să vedem ce ne mai spune Ștefan. În juriu acum la concursul de dunk. Alin Savu. A venit și colegul meu Ștefan Leca lângă. M-am pregătit foarte bine pentru All-Star Game. Am dormit 9 ore. Azi noapte am făcut o saună de dimineață. Deci sunt ok din punct de vedere. O să scriu în raport lucruri. Da, mi-e pare foarte rău, adică nu particip pe Andrei Căpușan. Iată-l acum în reluare. Iată, Cosmin Petrescu este e în juriu. E măsluit concursul. E măsluit. And he has some creativity, right? Yeah, he got off the floor very well, and it, a lot of ball movement in the air, you know, very powerful dunks. I enjoyed that. And he jumps a lot, and also he managed to score all the dunks that he tried. Oh! Yeah, I think right now he's the favorite to win it right now. It's early, though, but we'll see later on. Okay, let's see. Damian Cleven spune că Brice Cabenghele este favorit la acest concurs după evoluția din prima rundă. Am văzut mai devreme și un slam dunk spectaculos al lui Andrei Căpușan peste Alexander D'Angelo. Wow! Reușește Căpușan un slam dunk. Nu cred că a fost de la linia de libere. Bănesc asta a încercat, dar nu cred că a reușit. Dar n-a avut încredere în el. Putea să sară, cred că, jumătate de metru mai din spate, fără probleme. A marcat lejer de sus acum. Iată reluarea a treia încercare. Frumoasă și asta a avut, s-a extins foarte bine în aer. A fost un ciocan, așa cum se spune pe terenurile de streetball. Da, bine, gică contra. Alin Savu e gică contra, dragi prieteni. La și spuneai de Cosmin că el măsulește concursul. Cosmin copiază. Nu trebuie să le aleagă pe Adi, trebuie să aleagă unul mai mare. Eu zic că dacă se duce până în Otopeni și ia vânt, până aici la Ploiești, eu cred că îi va ieși dancu. Ideea e că n-a prea urmărit zborul avionelor. Da, o aruncare ok. Vă spuneam, este un jucător mare, înalt, de-aia nu se vede extraordinar la el. No, dar are o detentă foarte bună și iată-l acum din nou... Cred că a trecut deja de Otopeni, Ștefan. Cred că e spre București, așa undeva acum. 8, da, 8, 9, 9, 9. Să vedem de unde încearcă Căpușan. Un pic înăuntru liniei de libere, da. Acesta a fost un slam frumos, într-adevăr. Da. Într-adevăr, a fost un adevărat slam dunk reușit, Andrei. Ar fi interesant să urmărim o reluare de deasupra din acest unghi pentru a vedea exact unde a călcat Andrei Căpușan. Da, un dunk pentru care a primit numai nota 10 din partea celor 5 membri. A umplut și sala. Dar noi am revăzut dunkul de la distanță mare. Iată, Andrei Căpușan, superb zborul lui Andrei. Întorc și până la urmă a reușit să înscrie, să dea de, cum se spune, de sus în jos, la voi, cum se spune, la voi la România? Avec le panou? Avec le panou? No. Cu numărul 10 de la CS Autopen, este Andrei Căpușan. Cu numărul 21, și Andrei Căpușan, care s-a apărat la el această fază, primește Căpușan în fața lui Cleven. Într-adevăr, Andrei Căpușan l-a făcut acolo un poster numai bun să ți-l pui în cameră pe Dan Păltinișanu. De privighetoarea și trandafirul. Dar ce vrei să faci? Uite un capac scris de Andrei Căpușan. Semnătură pe minge, Andrei Căpușan, capac. S-a înfipt între inel și panou acest capac pe care l-a pus Căpușan la Tudor Dumitrescu. 4 secunde, Helcioiu, ultimele secunde. 2, aleiup Căpușan! 70-70 la pauza mare cu un aleiup înscris de Andrei Căpușan. La Cabenghele, Andrei Căpușan a înscris și el peste Dan Păltinișanu. Aici, dacă se semnează, este un poster de toată frumusețea. Dragi prieteni, să-l vedem pe Paul Aliub la Căpușan. 2 puncte, jucătorul de la CS Otopeni. Căzdar. Da. Dar Căpușan nu greșește slam dunk-ul nici de această dată. Helcioiu.
Pătrunderea lui Paul, minge pentru Căpușan, le place la cei doi să joace împreună. Cleven că va da un slam dunk spectaculos pentru noi, însă un aliup foarte frumos reușește Căpușan. Așadar, i-ați auzit pe cei doi antrenori, sau mai bine zis pe colegul nostru Ștefan Leca, care a dat probabil indicațiile câștigătoare. Dacă Sudul reușește să întoarcă această confruntare, Ștefan Leca va deveni cu siguranță antrenor în divizia. Cred că... Dancul lui Islan și acum lui Căpușan. La un moment dat își va reveni și tabela. Mai sunt cam 8 minute după. Păi eu chiar îmi dau seama, știu cât o să ia. Da, într-adevăr, curajos. Sunt câțiva basketbaliști care și-au anunțat prin joc